Bogdan Ungurucean, câteva secunde până la startul acestei întâlniri. Spuneam, o partidă foarte importantă în această zonă a clasamentului, în această bătălie pentru evitarea retrogradării. În tur a fost un rezultat de egalitate, 1-1. Și am simțit și Sereduc Marcau. Wagner, mingea îi revine fotbalistului din Țara Cantoanelor. Shalai trage cu dreptul, minge deviată. Va fi lovitură de la colțul terenului. Vedem și pe portarul Matache, are și el multă experiență, la 32 de ani. Încă o dată execuția deviată a lui Shalai. Un corner care va fi executat de Dan Nisto între cele două careuri. Plecarea lui Sereduc, viteză bună. Sereduc trage la poartă, minge este respinsă cu dificultate de Mingote. Dar în astfel de situații, viteza lui Tiberiu Sereduc poate face diferența. Este în afara careului și degajează Matache. Se ridică însă fanionul pentru o poziție de offside la Tiberiu Sereduc. Acesta este șutul în cross al șeptarului ilfovenilor. Sereduc, cel care deschidea scorul în partida din etapa trecută cu... Poate fi un moment important. Centrarea lui Purece. Mingote boxează. A făcut-o în piciorul lui Alves. Mingea se duce în afara terenului. Și asta celor de la Panduri a fost aceea că Alves era în afara cadrului porții. Oricum, bună centrarea, cu efect, spre poartă. Iată cum respinge Mingote în piciorul adversarului. Anton la 16 metri, Nistor, exact ce spuneam. Un gest al lui Dan Nistor, urât. Să vedem decizia lui Adrian Comonescu, care se consultă și cu arbitrul adițional. În mod normal va vedea cartonașul galben. Nu! Este roșu direct pentru Dan Nistor. Roșu direct. Ce-a lovit adversarul fără minge. O reacție nervoasă a decarului gorjenilor. Tocmai ce spuneam, că e un meci foarte echilibrat. Să vedem ce se va întâmpla acum după această eliminare a lui Dan Nistor. Cresc șansele Concordiei, în mod normal, în mod logic, dar ce mai este logic în fotbal în ziua de azi? Minge reținută de Matache. Da, lovește urât în picior Nistor pe Dragarski. A prins Matache, a fost provocat, să spunem, Nistor, dar n-avea voie să reacționeze. Contraatac cu Roman Răduț în partea stângă. Vin întăriri, Mihai Răduț. Are șut bun în general de la distanță, dar Răduț pasă la Roman. Din nou probleme la preluare. Mihai Roman, bună preluare acum Roman. O intervenție extrem de importantă a lui Dragarski. Reușise să se întoarcă, ieșise și acum nu știu dacă mai apuca să șuteze. Mihai Roman închisese unghiul, îi limitase opțiunile. Matache, Roman, respinge Matache. Apar ocaziile gorjenilor, inferioritate numerică. Se repliază Răduț, ce intervenție frumoasă, chiar dacă mingea a ajuns la Dina. Sereduc, centrare, a intervenit Cordoș, Mărzliac scapă de acel balon, Shalai. Și aici se termină prima repriză a meciului de la Chiajna. Revedem ocazia Pandurilor cu Mihai Roman, strecoară frumos balonul, trage puternic la colțul scurt, se opune însă Matache. A fost un șut destul de puternic,
Are însă o intervenție. Iată-l și pe capitanul Purece, Dina, aluneca Vasilievici, Dina lângă el, pena, minge respinsă, oh, ce fază comică, Momcilovici respinge în mârzlia, chiar mingea trece puțin pe lângă stâlpul porții, ar fi fost un autogol de-a dreptul Caragios. Iată-l pe Momcilovici care degajează în coechipierul său. Plonjease mingote, dar cred că dacă minge era pe spațiul porții. A interceptat Adrian Cristea, aruncă această minge pentru Pena, Pena, atenție la această fază, pasă pentru Dina! Gol! Incredibil este acest Mihai Dina, câte goluri a marcat din postura de rezervă, 1-0 pentru Concordia. Aceasta este faza cu lansarea lui Cristea. Minge atinsă de Vasilievici, dar nu a avut o intervenție precisă. Stopărul pandurilor, un șut năpraznic, apoi al lui Mihai Dina. Înaintează Wagner, pleacă de acolo Serediuc, lui a pasat Wagner, Serediuc, șut peste poarta lui Pedro Mingote. Oricum, aplauze din partea spectatorilor pentru această acțiune a Concordiei. Și-au propus elfovenii. Toți cei de acolo sunt în picioare. Au expirat cele 4 minute adiționale. Să nu uităm, Concordia a luat gol în prelungiri la Cluj. Etapa trecută nu se mai întâmplă. Și acum este final de meci, este victorie, aș spune, uriașă pentru Concordia în fața pandurilor, 1-0. Gol marcat de Mihai Dina, care a intrat și de această dată pe parcurs și a reușit să marcheze un gol. Indiferent de conducere, sigle sau decizii, când spui derby de România, spui Dinamo Steaua. Rivalitate eternă. Duminică de la 21, în direct și gratuit pe Digi Sport.